suntem în living. E plin living-ul, după cum puteți vedea. Mulți, puțini, nu știu, vedem, mai triem. Dragii mei, v-am chemat aici ca să votați. Dar nu votați oricum, poate nu votați nici cum v-ați fi așteptat. Un lucru este cert. Nu vrem să blufați. Adică, așa cum a mai fost acum vreo două gale, dacă mi-amintesc bine, Denisa, care acum probabil e acasă și se uită la noi, a spus că eu l-am votat pe Valentin pentru că știam că e în top și oricum nu pleacă. Nu se mai votează așa. Fetele vor nominaliza în această seară un băiat. Băieții vor nominaliza în această seară o fată. Nu aveți voie să nominalizați fetele aflate pe primele trei locuri, adică Gabriela, Miruna, Raluca, dar nici pe fata aflată pe ultimul loc, pe Adina. Așadar, puteți nominaliza dintre Damaris, Inga, Roxana și Deni. Băieți, fetelor, nu puteți nominaliza dintre Cosmin, Valentin și Viorel, dar nici pe George. Așa că puteți nominaliza numai dintre Alex, Paul, Andrei, Seba, Din. Acestea fiind spuse, mai repet, toate numele dintre care puteți nominaliza, fetelor un băiat, băieți o fată, Damaris, Inga, Roxana, Deni, Alex, Paul, Andrei, Sebaidin, acestea fiind spuse, inspirație vă doresc, scoateți cartonașul și scrieți un nume, cine credeți voi că trebuie să părăsească emisiunea Mireasa, sezonul al șaselea. Foarte bine, bravo, 10, ai pus plicul în... Bun, poți să mi-l dai și tu? O să spun cuiva să scrie, că eu nu pot să scriu. Scrie, te chinui acolo, nu trageți cu ochiul la colegul de bancă, pentru că ați fost așa în bancă, precum la școală. Mulțumesc, îl mai las pe Andrei să se chinuie să scrie. Mulțumesc, fetelor. Ia să vedem. Avem și aici gata, și aici gata. Sper că până mă întorc eu să fie și Andrei gata. Raluca, în continuare aștept și pe Raluca, dar eu mai aici mai stau un pic. Ia să vedem. Ok. Gata, Raluca? Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Ok. Nu știu dacă a fost ușor, nu știu dacă a fost greu. A fost foarte greu. Foarte greu? Da. Bine. Păi eu zic așa, hai să luăm o pauză. Și după pauză, cred că sunteți cu toții curioși să vedeți care au fost voturile și voi cei de acasă. Ne întoarcem repede, tot atunci aflăm și mama săptămâna. O să încep să deschid plicurile să vedeți ce cred ei. Uite, s-a nimerit plicul Ingăi. Inga spune că acasă ar trebui să plece... Să fac așa. Paul! Unde ești, Inga? Aici. De ce Paul? Păi m-am gândit la faptul că el deja și-a format o relație și oarecum... Păi și-a format-o de două zile. Păi da, dar ei sunt mai de mult timp împreună și zic, așa m-am gândit eu, că afară poate le-ar fi mai ușor totuși să înțeleagă. Păi da, dar care sunt șansele să plece împreună? În fine, Cosmin spune că acasă ar trebui să plece. Damaris. Damaris este o fată minunată, nu am nimic personal, dar având în vedere că Sebaidin a fost foarte categoric în decizia pe care l-a luat, m-am gândit că Damaris nu și-ar mai putea găsi jumătate în casă. Roxana îl trimite acasă pe... Are ceva cu mine. Schimb pe schimb. Okay. Așa am simțit că... Așa ai simțit. Ok. Andrei, ia să vedem pe cine trimite acasă Andrei. Andrei zice că... Damaris.
Da, sunt de părere cu Cosmin. Ok. Miruna, îl nominalizează pe... Sebaidin. Cât încă se poate, vreau să protejez cupluri și pe cei care sunt într-o cunoaștere și era singura opțiune pe lângă George. Ok. Deni? Andrei? Unde ești? Aici sunt. Ah, scuze. Da, m-a ajutat într-un fel, pentru că mai devreme spunea, își dădea cu părerea că eu îl voi face pe George să sufere. Și îmi pare cum e fost mai ușor. Și pe lângă asta are o relație de o zi și deja se gândește la copii, adică... Viorel! Viorel? Damaris! Da, am votat-o pe Damaris, după ce Sebastian a fost clar când a zis că nu va mai fi nimic între ei și că a mai afirmat într-o emisiune că el nu-și va mai putea găsi pe cineva atât timp cât Damaris este aici. Ok. Adina îl alege pe Andrei. Cine? Adina. Te rog, Adina. Din tot sufletul, cumva. L-am ales pe Andrei, deoarece am văzut cum trece foarte rapid de la o fată la alta și nu-mi place asta la un bărbat. La multe fete. Ok. O să comentăm imediat, stai să citesc voturile. Cred că e invers. Alex o nominalizează pe Damaris. Am votat strict pe ideea de cuplu sau cunoaștere. Ok. Valentin. Valentin o nominalizează pe Damaris. Da. Din păcate se pare că toți am gândit la Țări singura care nu este într-o cunoaștere și chiar nu am avut altă variantă. George. Damaris. Da, m-am gândit fiind singura care nu e în cunoaștere sau în cuplu, n-aș fi vrut să votez pe cineva să destram oarecum în cunoaștere sau în cuplu. Raluca. Andrei. L-am votat pe Andrei pentru că, sincer, am copiat și am văzut că multe fete deja, adică zona în care l-au votat și m-am gândit. Pot să duc, da. Că mai fost atât. Da, nu îmi doresc să plece, dar dacă va fi niște cu Damaris, o să simt pe Damaris. Păi, ce treabă ai tu cu Damaris? Că au nominalizat băieții. Da, dar sunt convinsă că lupta se va da între ei, probabil. Sau... Uite, Alex a nominalizat-o pe Damaris. Eu am spus clar, m-am mers pe ideea de cuplu și de cunoaștere. Și noi ne-am gândit, și eu personal m-am gândit la Sebaidin, însă mă gândeam că poate să comunice și o să remedieze lucrurile și nu voiam să îi fac asta lui Damaris. Mergem mai departe, Sebaidin, la Sebaidin, care o nominalizează pe Roxana. Îmi pare rău, dar era singurul cuplu format de mai mult timp pe care puteam să votez. Așa am gândit eu. Și mai era o fată care nu e în cuplu. Care merită să rămână în această casă. Poate își găsește pe cineva. Da. Să rămâi tu, nu eu. Că eu chiar nu doresc să rămân să fac cu nu văd pe nimeni altcineva. Paul. Damaris. Strict ideea de cuplu. La fel. Cuplu. Ok. Damaris a nominalizat pe... Ia să vedem. Andrei. Din păcate, o apreciez pe doamna Laura, îmi place foarte mult de ea, dar Andrei nu mi-a câștigat încrederea, cum a spus și Adina. Nu pare credibil deloc sărind de la o fată la alta. Strict doar de Andrei m-am legat. Nu pot să asociez pe doamna Laura cu Andrei. Și ultimul vot, Gabriela, care îl nominalizează pe Alex.
Da, a fost o alegere grea. Nu am un motiv bine justificat. Nu am nimic personal cu Alex. Nu vreau să mă înțeleagă greșit. N-am știut pe cine să votez. Sincer, a fost o alegere grea. Bine, acum... Există câteva voturi, da, știu că, da, nu pot să nu o spun, par polițe, știi? Adică, hai să ți-o plătesc. Da, nu are nicio legătură cu Raluca, chiar nu. Dar din câte știu, Alex nu i-a făcut nimic ce poliția da, chiar ar avea să-i plătească. Da, absolut nimic, dar pur și simplu. Da, da, e într-o cunoaștere cu tine. Dar nu e problemă, noi nu vrem să câștigăm marele premiu și dacă va fi sub viitor... Nu știm, nici nimeni nu știe cine câștigă marele premiu, despre ce vorbim. Chiar nu e o problemă asta. Singura variantă, probabil, ar fi fost Biden și știe că mă înțeleg extraordinar. Probabil de asta, nu știu de ce. Cred că de asta. Dar este foarte interesant că băieții a votat altcineva în afară de... Cred că a votat cineva Roxana, nu cine? Așa. Că na, cumva a fost... era o treabă subiectivă pe Damaris, cum ai fost într-o cunoaștere cu ea, dar este interesant că băieții au votat cumva, au protejat cuplurile și cunoașterea. Fetele... În majoritate au votat un băiat care e într-un cuplu. Așa, credeți, nu credeți, e într-un cuplu omul, da. În fine, este fix votul vostru. Andrei, ai fost nominalizat din partea casei. Damaris, ai fost nominalizată din partea casei. Amândoi veți intra în cursă de eliminare alături de Adina și George. Andrei cu George, Adina, Damaris. Aveți o săptămână la dispoziție începând din acest moment să dați pe cineva afară, adică ce să mai... Să dați doi oameni afară. O fată și un băiat. Niciodată nu trebuie să-ți lași garda jos în casa Mireasa, pentru că... Știu cum se mănâncă treaba asta. Dar tu de ce zici? De ce crezi tu că n-au încredere fetele așa în tine? Nu te văd. Pare așa că... Nu mai am timp? Nu mai am timp. E, pentru alte întrebări, nu știu, la capricii în această seară. Sau dezbatem luni de la ora 14.